Cea mai bună variantă pe care aș putea să o recomand ar fi un Hero S7 Pro. Este o lansetă de 322 de grame la 3,96 m. Este foarte ușoară. Da. Este foarte rapidă, dar nu are rezervă de putere, adică nu este recomandată pentru încărcături grele. Dar pentru, cum spui... Adică nu e de utilaje. Nu e de utilaje. Nu. Nu. Dar da, pentru stilul tău este exact ce trebuie. Și în jurul prețului de 500 și un pic de lei. Da. Dar... Ah, deci e mult mai ieftin. Stai să vedem un inete. Păi aici, stai. Este... aici putem să punem, să urcăm puțin bugetul la un inete. Ok, dar te rog frumos, dar stai mișto. Dăm două variante. Ok. Și pe aceste lansete 7 Pro aș pune niște... Daiwa Emblem Type R. Emblem Type R care vin pe tehnologia Maxild, pe care o întâlnesc și la Basia. Poți să zici un preț la ele? În jur de 1300 de lei. A, păi toți suntem ieftini. Pe 1300... 1300 ori 3, 4000? Da, 4000. Și cu la suntem 5000, 6000. Vezi? 6000 ești acolo. Da, și ți-ai făcut un... Am înțeles și atenție, fără Basie. Fără Basie. Dar tu știi cum arată Emblem Type R? Uite, îmi pare rău, dar le-am văzut mai în poze. Eu cu ele pescuiesc. Mișto. Sunt niște mulinete foarte, foarte mișto. Care, ți-am zis, tehnologia asta Maxil, pe care o întâlnești și la modelele de top, cum ar fi Basia, te ajută foarte, foarte mult în timp să-ți ruleze cam prima zi. Această tehnologie, inventată de cei de la Daiwa, poate să-ți țină mulineta în viață și 20 de ani, 30 de ani, să funcționeze la fel. Stai, fără... Zi, fără să ungi, fără... Fără arococo. Nu, nu. Fără vreau nimic. Și eu să ungem, să... Fără nimic. Fără nimic. Da. Foarte este, interesant. Da. Vine cu 3 tamburi. 3. Ceea ce este foarte mișto, mai ales pentru cei care pescuiesc competițional, că ai văzut. Da. Undeva ai nevoie de 25, undeva de 30, undeva de... Și stai, sunt și diferiți, unul mai adânc, unul mai... Da, sau nu. Da. Păi asta e mișto, că unul e de plantat. Exact. Și unul e de aruncat. Da. Foarte mișto. Și două de aruncat. Exact. Da. E, și plus că sunt niște utilaje extraordinare de aruncat la distanță. Pentru că au tehnologia aceea de slow cross rapid.